A luat amploare în aceste zile, doamnelor și domnilor, isteria conspirațiilor legate de praful saharian care a căzut peste România și care, desigur, a murdărit mașinile. Oamenii au fost îngrijorați că ar putea fi afectată respirația. O avalanșă de glume pe rețelele sociale, aceasta este una dintre ele, cu un pilot care iese pe geamul avionului și toarnă praf peste țară, da? L-am chemat alături de noi pe domnul ministru al mediului, Mircea Fechet, pentru a lămuri această chestiune, pentru că sunt multe conspirații, multe teorii lansate pe internet, care vorbesc despre o combinație otrăvitoare în aceste pulberi care au căzut peste țara noastră. Bună ziua, domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua, cu mare drag. Nu știu dacă ați văzut toate aceste glume. E un festival de glume. De exemplu, aici avem o scenă celebră din Licenii. Mihai, tu mi-ai pus praf saharian pe Logan. Acestea sunt glume nevinovate, domnule ministru, dar sunt alte postări care arată o listă întreagă de substanțe toxice care ar fi căzut peste România odată cu acest praf adus de vânt. Ce le spuneți oamenilor care ar putea citi astfel de scenarii? Le spun să nu-și facă nicio grijă, pentru că astfel de fenomene apar în mod constant. De altfel, chiar acum 3 săptămâni am mai avut un episod similar. Diferența față de ceea ce s-a întâmplat în zilele trecute este aceea că n-a plouat și în lipsa precipitațiilor, norul de praf a trecut mai departe sau a mai fost și respirat de către cetățenii români, la fel ca și cetățenii celorlalte state care au fost afectate de această situație. Românii trebuie să știe că rețeaua națională de monitorizare a calității aerului funcționează, că noi monitorizăm atât suspensiile PM2,5 și PM10, cât și ceilalți poluanți în timp real. Și ori de câte ori e cazul să alertăm populația, facem acest lucru. Nu a fost cazul acum și acest lucru vreau să-l subliniez foarte clar. A fost doar un fake news. Eu am luat-o ca pe o glumă. Am văzut și eu câteva imagini cu sumele de bani încasate de spălătoriile auto. Asta e o chestiune reală. Într-adevăr, oamenii au fost nevoiți să se ducă să-și spele mașinile, dar sunt unii care au pus liste întregi cu substanțe toxice care ar fi conținute de acele pulberi. Dar s-a făcut concret o analiză a acelui praf saharian pentru a lămuri toate speculațiile. Bineînțeles că avem probe din acele pulberi. Ele au fost analizate de către colegii de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului și s-a dovedit că nu e altceva decât un praf specific zonei de nord a Africii, praf pe care l-am văzut poate unii dintre noi și în concediu dacă am vizitat vreo țară din acea zonă. Praf roșiatic, e adevărat, din cauza oxizilor de fier, un compus chimic specific acelei zone, dar nedăunător. Și aș mai spune doar faptul că ploaia ne-a ajutat în această situație, pentru că nu a făcut altceva decât să curețe atmosfera, să spele aerul de tot acel praf și până la urmă, dincolo de disconfortul creat în legătură cu mașinile care au trebuit duse la spălătorie imediat după, eu vă mărturisesc că n-am apucat încă să o duc pe-a mea, dar dincolo de această chestiune, ploaia ne-a făcut bine, să știți. Da, să știți că dacă lăsați mașina așa, riscați să vă pună adversarii niște mesaje electorale, da, să vă scrie așa cu degetul. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru explicații. E bine să lămurim aceste controverse. Mergem